În China va demara o campanie de informare privind vinurile moldovenești. Aceasta se va desfășura în ajunul expoziției specializate europene Pro Wine Düsseldorf Germania, care s-a extins și în Asia, iar între 12 și 14 noiembrie 2014 se va desfășura la Shanghai, titrează portalul de știri economice Agora.md. Recent, mai mulți jurnaliști din China s-au aflat în Republica Moldova în cadrul unei vizite de documentare. În cadrul programului, jurnaliștii chinezi au vizitat 15 obiective vitivinicole din Moldova, au realizat interviuri cu experții în domeniu, au participat la degustări și s-au familiarizat cu tradițiile locale de vinificație, pentru ca la întoarcere în China să popularizeze caracteristicile vinurilor moldovenești prin intermediul publicațiilor pe care le reprezintă. Urmarea campaniei de informare, publicul chinez va fi pregătit să aprecieze vinurile celor 20 de producători de vin din Moldova, care vor participa la expoziția Pro Wine China 2014. După lansarea brandului Wine of Moldova la Düsseldorf în martie 2014, urmată de evenimente similare în Polonia, Cehia, Statele Unite și România, expoziția de la Shanghai va reprezenta un nou pas în promovarea vinurilor moldovenești pe piețele strategice.